Un nou proiect legislativ menit să interzică fumatul în spațiile publice pentru o anumită categorie importantă de români tocmai a trecut de Senatul României. Printre altele, acesta prevede amenzi de până la 500 de lei pentru cei care nu se conformează. Tinerii români de până la 18 ani nu vor mai avea voie să fumeze în spații publice, pe stradă, lângă școală, lângă baruri, restaurante și nu numai. Propunerea legislativă în acest sens a fost adoptată tacit în prima zi a acestei săptămâni și vizează modificarea legii 349/2002 privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, prin care fumatul de către persoanele minore este interzis în locurile publice. Noua prevedere, care a trecut de Senat și urmează să ajungă în Camera Deputaților cu rol de for decizional în această speță, prevede interzicerea consumului de tutun persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani în următoarele locuri publice: drumuri publice, parcuri, stadioane și terenuri sportive, instituții culturale, săli de spectacole, instituții sau unități economice, mijloace de transport, autogări, gări și aeroporturi de stat și private și în unitățile de învățământ public sau privat, precum și pe o rază de 200 de metri în jurul acestora, conform edupedu.ro. Proiectul de act normativ care interzice fumatul în spațiile publice de către minorii români a fost inițiat de un grup de parlamentari PSD, iar în expunerea de motive se menționează următoarele. Legislația din România nu conține prevederi prin care să fie sancționat consumul produselor din tutun de către minori și, drept urmare, eforturilor autorităților, cadrelor didactice și persoanelor implicate în prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun de către această categorie sunt lipsite de rezultate. Amenda pentru cei sub 18 ani care nu respectă noua prevedere legislativă este de până la 500 de lei, după cum se arată în proiectul de lege, relatează playtech.ro.